Bună rac și bine ai venit la previziunile pentru luna iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Ai link în primul comentariu, dar și în descriere dacă ești interesat. Mai simplu, apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare. Dragi, raci, încep prin a vă ura la mulți ani, să aveți parte de tot binele din lume. Vă doresc o lună iulie cât mai frumoasă, pentru că va fi. Uite, luna iulie începe pentru tine cu un moment în care vei reuși să găsești o soluție absolut genială la o problemă. Poate să fie ceva legat de o relație. Pentru unii raci, luna iulie vine cu foarte multe ieșiri pe care le veți face în tot felul de grupuri de oameni. Mergeți la o petrecere, mergeți la un concert, la un eveniment, undeva anume. Foarte bine susținuți sunteți pe a vă face niște planuri de viitor legate fie de muncă, fie niște planuri legate de o călătorie. Puteți să călătoriți într-un grup de oameni. Ei, avem pe 3 iulie o lună plină în Capricorn. Lună plină care pentru tine înseamnă o închidere a unei relații, a unui parteneriat, poate să fie ceva ce tu inițiezi, da? Uh, pentru unii raci, bineînțeles că discutăm despre finalizarea unei etape, finalizarea unui contract sau o relație începe să se transforme, începând cu 3 iulie, în ceva mult mai plăcut pentru voi. Ceea ce se întâmplă în jurul datei de 3 iulie este extrem de bine pentru tine din punct de vedere profesional. Este o situație din care vei ieși foarte bine. Uh, pe cariera ta, reputația ta relația cu șefii, relația cu instituțiile publice, foarte multă susținere ai acolo. Apoi, este o lună iulie în care ai foarte multă intuiție, te simți foarte bine tu cu tine, însă bineînțeles că pot apărea și anumite conflicte în relațiile cu ceilalți, dar vezi tu, în aceste mici mari conflicte, pe care posibil și tu să le inițiezi, să spui ce nu-ți place, ce îți place, în toată povestea asta, ești foarte protejat, deci vei ieși bine din situație. Bun. Mai avem o lună nouă în semnul tău, undeva pe 17 iulie, iar asta înseamnă un moment de resetare pentru Inima ta. Este un moment în care poți să faci o schimbare la tine, poți să începi ceva care e important pentru Inima ta. Nu știu, o dietă. Da? sau poți să începi uh, o perioadă în care să investești mai mult în propria persoană, să ți mai acorzi și ție atenție, să ți mai cumperi și tu o prăjitură bună, să nu cumperi doar celorlalți. Și așa mai departe. Deci foarte bine susținut sunteți pe partea asta în jurul datei de 17 iulie. E un moment acolo în care puteți să faceți o schimbare majoră la voi. Poate inițial nu vi se pare chiar atât de importantă, însă veți vedea că în timp, în următoarea jumătate de an, lucrurile se vor materializa mult mai frumos. De pe 23 iulie, soarele se mută în, în Leu, și, începând cu 23 iulie, bineînțeles că. Îți va crește foarte mult încrederea în tine, dorința de a te afirma, de a face bani și asta e ok. Mai am niște informații foarte importante pentru tine, și anume: nodurile lunare schimbă semnele, nodul nord trece în berbec, nodul sud trece în balanță, și pentru tine, uite că timp de aproximativ 2 ani de zile până în 2025, mai exact ianuarie, va fi nevoie să. Te ocup foarte mult de cariera ta, de reputația ta, de relația ta da, cu șefii. Poți să avansezi la muncă, și foarte bine susținut pe asta. Bineînțeles că partea de casă și de familie acolo mai e niște chestiuni de reglat. Acolo lucrurile cumva merg într-o anumită direcție. Da? Uh, bineînțeles că finalul lunii iulie vine pentru toate zodiile cu niște schimbări și pentru tine este vorba despre relații oficiale și acum fie uh, divorțezi, te căsătorești, îți schimbi casa, schimbi locul în care lucrezi, te muți, de, da? deci apar astfel de schimbări sau în familia ta poftim acolo apar tot felul de transformări. Bun, dragi raci, hai să vedem acum și arhanghelii ce transmit. A venit și pisica să vă salute, ea este harnică în ultima vreme, vine la citiri, motanul doarme. Da, a plecat. Am lăudat-o și a plecat. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi, ce spun arhanghelii. Invincibilitatea spirituală. Simt că în luna iulie tu îți vei găsi acea putere interioară prin conexiunea cu divinitate. Te vei conecta puternic la sinele tău superior. Numerele importante: 4, 9, 13, 49. Foarte importante aceste numere pentru tine. Culorile importante sunt albastru, roșu, auriu iar arhanghelul Mihail este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Îți ofer discernământul spiritual, forța adevărului și luciditatea spiritului care îți sunt de mare ajutor în eliminarea tuturor adversităților. În luna iulie vei reuși să vezi un adevăr. Uh, Vei fi foarte susținut pe o situație în care ți s-a făcut o nedreptate. Vei fi mult mai lucid. Conexiunea ta repet cu divinul va fi mult mai profundă, mult mai frumoasă și vei reuși, bineînțeles, să elimini din viața ta toate acele lucruri mai puțin pozitive. Să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie tu să știi pentru luna iulie. Să vedem, dragi raci, pentru că da, relațiile voastre sunt puternic impactate, acolo apar schimbări, nu sunt negative, dar e nevoie să le faceți. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. E nevoie să lucrați mult în luna iulie pe bani, pe valoarea voastră personală, pe alimentația voastră. Foarte, foarte important acest aspect. Prima carte, 10 de monede pentru tine. Wow! Asul de cupe, 9 de monede! Îndrăgostiții! Da! 7 de monede, pajul de spade. Trecutul ăsta nu te lasă în pace. Tot cu gândul acolo ești. Bine, unii raci probabil mai aveți de rezolvat anumite probleme. Te interesezi foarte mult în legătură cu avansare, în legătură cu niște bani. Te interesezi foarte mult cu de evoluția unei persoane din punct de vedere profesional, pentru un iraci. Da? Dar luna iulie, pentru tine, vine cu un moment bun, un moment de regăsire, de liniște, de pace, privind casa ta, privind familia ta. Văd aici o adunare de oameni. Și aici putem să discutăm despre o ședință, despre o petrecere la care mergi, despre un eveniment important în familie care se petrece. Regele de cupe, la baza manifestărilor tale. Va fi o lună în care vei fi extraordinar de sensibil, așa cum spuneam și la început. Vei fi extraordinar de conectat cu planul spiritual și uite că, tot în luna iulie, să știi că apar șanse de vindecare, apar șanse de eliberare. O conexiune foarte puternică văd aici cu domeniul medical pentru unii dintre voi. Nouă de monede în inima ta, 9 de monede îmi spune despre faptul că ești foarte sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești. Nouă de monede înseamnă și faptul că. Um, probabil, în sfârșit, te simți sigur pe tine în casă, în familie, te simți stăpân, te simți mulțumit, împlinit. Uite, poți să rezolvi o situație legată de bani, e ca și cum bași niște bani în casă ca să rezolvi acolo o situație. Da? Unii raci vă veți da seama de puterea pe care voi o aveți. Vă veți da seama că nu aveți nevoie de validarea celorlalți. Asul de cupe, o veste bună pe care o primești în această lună iulie, dar este și o veste de pace, de liniște pentru sufletul tău. Sunt multe emoții aici, de asta e foarte important, așa cum am spus, să încerci să le echilibrezi. Luna iulie, vezi că vine sub cumpătarea, sub echilibru și e foarte important să fim echilibrați din toate punctele de vedere. E vital. Da? avem aici, care este singura arcană majoră din citirea ta, o conexiune cu zodia gemeni pentru unii raci. Cineva se simte foarte atras de către tine, cineva are de luat o decizie importantă, dar unii raci aveți în jurul vostru un cuplu care în luna iulie trece prin niște transformări absolut profunde. 8 de cupe, următoarea carte. 8 de cupe, să știi că înseamnă pentru tine un moment în care cineva din jurul tău abandonează o situație, abandonează o perioadă dificilă. Poate să însemne că cineva se mută la tine sau tu te muți la cineva. În sfârșit, se lasă, da, în spate, o situație dificilă. Cineva renunță la ceva anume. 10 de bâte. E clar aici multă tensiune într-o relație sau în relațiile tale, într-o colaborare, într-o prietenie. 10 de bâte în acest context îmi spune despre faptul că în această lună iulie vor fi multe activități de făcut la muncă. E cineva care are foarte multe lucruri pe cap. Se simte obosit, și din acest motiv, așa cum spuneam, va lua o decizie. Va lua o decizie. Dragi, raci, acestea au fost previziunile generale pentru luna iulie. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag la partea bonus. Apasă butonul alătură-te și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Ai acces și la previziunile pentru anul 2023. De asemenea, te invit și la previziunile zilnice pe zodi. Uh, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Și acestea fiind spuse, dragi, raci, vă doresc o lună iulie cât mai frumoasă, o lună iulie în care să luați cele mai înțelepte decizii, și o lună iulie în care să vedeți adevărul și să eliminați din viața voastră sau să acceptați eliminarea tuturor lucrurilor negative. Vă îmbrățișez cu drag și încă o dată la mulți ani!